Da, e adevărat. Bun, și de la asta mă gândesc la altceva. Nu de puține ori am fost în magazine și am văzut copii care plâng pur și simplu pentru că părinții nu le cumpără ciocolată. Cum să le explici celor mici că dulciurile în exces nu le fac bine? Aici este o întreagă discuție, pentru că în cele mai multe dintre cazuri copiii au și câteva kilograme în plus și prea multe tentații. Să vorbim de adolescenți care mănâncă ce vor, când vor, pe unde vor, părinții habar n-au de asta, dar se vede schimbarea în corpul copiilor, nu? Eu sper să nu râdeți de mine, dar vă povestesc ceva. Da, eu până la 6 ani, eu am crezut că usturoiul, cățelul de usturoi, este o bomboană. Așa ne-a păcălit pe mine și pe sora mea, mama, și eram toată ziua la cămară și desfăceam usturoi și mâncam. Credeam că noi mâncăm bomboane. Am înțeles. O să-ți iau mâine un cățel de usturoi fondant, dacă... Mulțumesc! E mai ieftin. Ai putea. Colega noastră, Bianca Iacob, a invitat-o la cafea și l-a gătit pe Cornelia Condescu, antrenor de fitness și doctorand de nutriție, și împreună au schițat câteva reguli de bază pentru o masă sănătoasă la adolescenți. Au și gătit acasă o variantă de, atenție, burger fără cartofi prăjiți, fără sosuri, dar cu rădăcină de pătrunjel la cuptor. Ce bine sună, nu? Extraordinar! Iată ce a ieșit! Să lămurim de la început un lucru. Niciun adolescent nu o să renunțe de bunăvoie și nesilit de nimeni la dulciuri sau la chipsuri sau la fast food, poate doar dacă nu le mai vede prin casă și nici în farfuria părinților. O să te provoc la un experiment, îți dau o foaie și un pix și aș vrea să-mi scrii 5 reguli de bază pe care părinții ar trebui să le pună în aplicare atunci când vorbim de un adolescent care se luptă cu kilogramele în plus. 5 lucruri care au impact și fără de care nu poți începe o educare a adolescentului în ceea ce privește alimentația. În primul rând, hidratarea este foarte importantă, minim 2 litri de apă pe zi. Ne ajută să menținem o funcționalitate optimă a corpului. 5 mese, dintre care 3 principale și 2 gustări. Contează foarte mult cantitatea de mâncare. Ca o a treia regulă ar fi să avem un echilibru între caloriile pe care le ingerăm și caloriile pe care le consumăm într-o zi. Dacă oricum noi avem un număr de calorii cu mult peste activitățile pe care le avem în viața de zi cu zi, în prima fază trebuie doar să echilibrăm, adică să ne dăm seama cam câte calorii consumăm într-o zi și doar să echilibrăm balanța, iar scăderea în greutate va fi ca efect al acestui echilibru. Totul trebuie făcut treptat. Mai facem un experiment, o să-ți dau telefon să calculăm. Luăm exemplu un adolescent care are o înălțime de 1,75 și 95 de kilograme. Câte calorii ar trebui să consume zilnic? Să nu exagereze, dar nici să scadă în consum din prima. La 95 de kilograme, metabolismul bazal este de 2280. Destul de multe calorii. În același timp, este important și calitatea alimentelor pe care le inger, pentru că pot să beau 2 litri de suc, mai pun un meniu de fast food și da, ajung la acest număr de calorii foarte, foarte ușor. Doar că și aici există un secret. Numărul de calorii trebuie calculat pe o alimentație cât mai sănătoasă. Cea nesănătoasă nu ajută corpul să funcționeze cum trebuie. Și ultima regulă, o știu de la tine, este ca masa de seară să fie una cât mai ușoară. Vreau să vedem ce ne propui tu astăzi să gătim. Da. O variantă de burger mai sănătoasă decât găsim în fast food-uri. Da. Și care poate fi pregătită foarte ușor acasă, nu? Da, timpii de gătire sunt de 30 de minute. Cartofi dulci și rădăcină de pătrunjel la cuptor în locul cartofilor prăjiți, iar carnea pentru burger să fie pregătită tot la cuptor. Așa a împăcat Cornelia și plăcerea și dieta. Legumele își păstrează din proprietăți și nu mâncăm nici prăjit. Cartofii ăștia sunt mai lemnoși. Cartofii normali. Mi-am găsit, scuză că nu mă pricep în bucătărie. Zi-mi, e vreo diferență între ăștia și cartofii normali? Sunt mai hrănitori sau vorbim doar de gust? Vorbim din punct de vedere nutritiv. Amidonul îl găsim mult mai mult în cartofii albi. Caloriile sunt mai puține.
pot găti așa, să fie un pic mai sănătoasă, să fie apropiată de ceea ce mănâncă, dar, repet, este o soluție intermediară până la a schimba complet obiceiurile alimentare. Dieta aș numi-o ca o perioadă în care mănânc sănătos, în care slăbesc, dar nu instalez suficient de bine obiceiurile respective și apoi revin la obiceiurile nesănătoase. Cu cât ținem mai multe diete, cu atât, de fapt, în viitor ne este mai greu să scădem în greutate, pentru că celula se adaptează la a ține diete și nu mai slăbește corpul. Calorii, diete, gustări, fast food și masa este gata.